Wow. Știam eu că pământul e pătrat. Wow. Wow. Mă rog, sau cub. Wow. Wow. Bine ați venit la un nou episod, măi oameni buni, nici măcar nu v-am văzut acolo. Bine ați venit aici la un nou videoclip cu mine, desigur. Nu uitați să dați și voi acolo multe like-uri, desigur, desigur. O să vă arăt imediat și textura asta foarte mirobolantă și magnifică și minunată. Oameni buni și oameni foarte buni. Deci, oameni buni, astăzi, după cum puteți vedea, suntem din nou pe Hypixel și ne jucăm ca de fiecare dată Bad Orsini, Forțini, să-i rupem pe băieți. Pentru că, nu știți cum, așa se zice, dar să-i rupem, mâncăm de vii, what? Nu mă întrebați ce am zis. Nu mai are rost, sneak to click, aha, sneak to, da, aha, mulțumesc, what? Ce scrie? Sneak click, ok. Ok, mulțumesc. Ceva și prietene, vii pe mine, nu vine nimeni pe mine, haha. Și da, oameni buni, nu uitați să dați și vă acolo un like, o să vă arăt imediat și textura, după cum am zis. Dacă dați un like. Mulțumesc. Uite, asta este textura asta, Super Cyan Rose.vip. Este textura lui, .zip, nu .vip. Este textura lui Cătălin, nu, mă rog, modificată de el, din câte știu eu. Am mai avut-o în trecut și pe am să iau și acum, pentru că mi-a plăcut destul de mult. Și nici măcar nu prea aveam texturi. Și știam că le pune în descriere și chestii. Na. Așa că, na, am zis să vă iau și eu și dacă tot o folosesc, să o vedeți și voi, știi? Știi, boss? Sau nu știi? Nu știi? Păcat că acest tip galben nu mai are pat. Sau? Ba da, mai are. Tipul ăsta, măcar, ce culoare? Gri? Sper că nu e gri. Sau, mă rog, sper că e gri. Sau, nici măcar nu contează ce culoare e. Fac, da. Lemnul ăsta se aude că îl pungem. Și m-a și văzut copilul. Păi, puțin cam lag sau ăștia nu se mișcă? Ah, se mișcă, ok. Sunt în spatele meu, nici măcar nu se mișca. S-a reconectat verdele, aparent. Nu știu dacă, neapărat dacă e de bine sau de rău. Dar tot ce contează ar fi să câștig, știi? Știi tu, boss? Da, copilul ăsta nu înțeleg ce face. Nu înțeleg de ce nu m-am dus pe el încă de la început. Mamă, ce copil prost! Nice. 0,5 HP. Wow. Era cam imposibil să nu mă bată, știți? Jumătate de inimă. Da, am fost omorât de un prost. Wow. Care o să vină pe mine. Sau nu? O să mergem pe galben. O să merg eu pe galben. Să-l distrug și pe el. Dar mai am nevoie de niște goldeanu. Dar totuși aș vrea să-l bat pe fraierul ăsta. E prea prost ca să rămână în viață. Ok, mă scuzați. Mi-a scăpat. Băi, chiar interesantă textura asta. Adică, nu știu de voi. Frumoasă, mie îmi place. Adică decât cu aia basic de la Minecraft, știi? Na. Zic și eu. Ok, am luat niște de-alea. Hai să-l batem și pe ăsta. Zic și eu că ar trebui bătut. El o mai e? Văd că el o se ține destul de bine. Hai copile, unde crezi tu că puteai să fugi? What the fuck, ce bine dă prostul, dar și eu aveam o țintă de să moară Bibi. Bibi Blocksberg, what? Oricum n-ar trebui să fie full HP. Trebuie să fie ușor de bătut. Na, fraiere. Ia la moe. Just a prank, bro. Let's. Aici. Mergem noi frumos. La noi acasă. Trebuie să iau niște diamante, nu? Opa! Oh, dar pe cine? Aoleo! Aoleo, cum ai picat, John? Johnule, te pui cu mine. Mamă, dar ce a picat ca balega. Tipul ăsta. N-aș vrea să fac un pod foarte mare, pentru că
Totuși aș vrea să-mi iau și o sabie de Diamond înainte, de Diamond, de Iron înainte să vină fraierul pe mine. Și eventual și o foarfecă ca să-i sparg patul mai cu talent. Știți? Ah, ok. Nice. Cum se uită la mine fraierul. Da. Nu vreau niște iron. Să-mi iau și... Doamne iartă. Doamne iartă. Nu totuși îmi pun asta în chest, să fiu pregătit. Era să pic și-o după el, nu știu dacă ați văzut. Dar... Just a train, bro. Vedele mai e? No, hai să iau resursele lui ăsta. Să-mi iau și o armură. What? Cum nu pot? Ah, scuze, am greșit armura, băiatul meu. Mai pun și niște de-astea pe pat. Să fim noi sigureni, sigurei. Că va fi meciul nostru. Dar cum se uita la mine. Doamne, iartă. Sper să-mi ajungă toate blocurile astea, da, gen, de ce sunt ghiri blocurile astea? Adică, eu sunt aqua? The fuck? Ba, cred că treaba asta cu blocurile colorate m-ar ajuta, sincer, pentru că playerii nu și-ar da seama, practic, că eu sunt aqua și, gen, ar crede că sunt gri și, practic, griul nu mai e. Mă rog, mai e, dar v-ați prins, voi. Ați prins ideea, presupun. Bă, what the fuck, mi-am aruncat sabia cumva. Să mergem și noi în centru, să-mi dau eu ăsta pe 9, să, adică pe 8, ok, mai văd și eu din astea, suficient pe 8. Bun, și acum ar trebui ca noi, a, mai sunt eu cu gri, nice. Ar trebui să stau la mine pe insulă sau să mă duc la el? Practic eu și cu mine, cum ar veni dacă v-ați prins. E, cred că o să stau la mine pe insulă, dar presupun că și el o să stea la el pe insulă, că gen nu mai are pat, nu? Da, hai să luăm noi rubinele astea, că practic sunt niște rubine, că gen sunt roșii. Sau, rubinele sunt, ce culoare sunt rubinele? N-am așa mai că idee. Dar știu că emerald în română înseamnă rubin, deci, da. Bă, sincer, aș vrea și eu niște armurică. Dacă știți cum zic eu. Să fiu atent totuși la pat. Și totuși aș vrea un trap trigger de la, să știu. Dacă vine fraierul pe mine. Dar normal n-ar... Mamă, ce m-am speriat de blocul ăla de diamant, gen. Ce ai făcut, man? Wow, ce m-a bătut. Mamă, voi vă dați seama dacă n-aveam pat? Fuck this shit. Ok. Măcar nu mai trebuie să-i spargă. Gen. Da. Măcar nu trebuie să-i spar patul, știi? Dar unde o fi? Că n-are viață. Să fi venit la mine pe insulă. Nu prea știu. Aha, cred că l-am văzut că pune blocuri. Nu sunt sigur. Dar nu vrea și el să moară pentru mine. M-ați prins. Wow! 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 Ce mi-a făcut Tomul? Desigur e pe aici. Pe insulele astea, pe mai între insulele. Și ce ar trebui eu să fac în momentul ăsta? Știe cineva? Nu știe nimeni. De ce nu știe nimeni? Pentru că nu știe nimeni. Bă, dar eu nu prea am făcut kill-uri și chestii cu meciul ăsta.
Dar să sperăm că vom face winuri. Win, că gen nu vreau să fie episodul foarte mare. Mai bine fac mai multe winuri în mai multe episoade. Nu știu, cel puțin asta e părerea mea. Nu știu, să-mi spuneți și voi dacă vreți să băgăm mai multe meciuri într-un episod, adică na, cum ați vrea și voi, că practic voi vă uitați. Nu eu, știi? Adică normal de voi depinde totul. E, luam eu hamsterul în chirie și mâncați aș papagalul tău. Oh my god, man. Asta e pe viață și pe... Nice. Băieți, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like, să-l subscribe, să-l pup. Pa, pa, fraților. Pa.